Ziua Protecției Civile în România a fost marcată astăzi la Slatina concomitent cu împlinirea a 10 ani de existență a SMURD. Manifestările au debutat la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, unde a fost organizată Ziua Porților Deschise. Zeci de copii au trecut pragul unității pentru a vedea mașinile și echipamentele de intervenție. Folosim de asemenea și pentru transportul personalului, de exemplu, iarna, când avem oamenii să prezeți în mașini sau așa, transportăm cu această mașină personală din cadrul unității noastre pentru a merge să ajutăm. Dacă doriți sau dacă aveți întrebări, să vreți să urcați în ea și să înferăm câte 2-3, da? Urcăm, stăm un minut, două și ne dăm jos, da? Elevii au fost atrași atât de mașinile de intervenție, cât și de cele pe care lucrează echipajul SMURD. Cel mai mult și cel mai interesant mi se pare experiențele pe care le povestesc și lucrurile pe care le folosesc în ajutarea oamenilor. Munca de pompier mi se pare una foarte interesantă. Grea, ușoară? Grea. Ce ne arată cum sting un foc, diferite activități, cum folosesc mașina pentru a scara, pentru a ajunge la diferite tracțiuni. Mi s-a părut interesant cum tratează pacienții. Astăzi porțile inspectoratului au fost deschise pentru elevii, cadrele didactice și cetățenii care au dorit să se familiarizeze cu accesoriile, dar și cu meseria de pompier. Sunt prezenți copii atât în municipiul Slatina, cât și la subunitățile din Caracal și Scornicești. Celor prezenți le sunt prezentate atât autospeciale de intervenție, cât și o serie de exerciții demonstrative. Manifestările au continuat cu o ședință festivă la care au luat parte angajații ISU și oficialitățile locale și județene. Numărul și complexitatea intervențiilor la care personalul SMURD participă a crescut de la an la an și a ajuns în anul 2018 la 4316 intervenții, față de numai 1432 în anul 2010, când SMURD funcționa cu 3 echipaje. În cadrul SMURD funcționează 7 echipaje de prim ajutor tip B2, autospecială pentru transport personal și victime multiple, și 2 echipaje pentru descarcerare. Din acest an, ambulanțele SMURD Slatina, Caracal și Scornicești au fost înlocuite cu 3 auto-utilitare noi, echipate cu accesorii de ultimă generație, achiziționate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu fonduri europene. Cu această ocazie au fost acordate diplome, aniversare și plachete, iar 5 pompieri au fost înaintați în grad. Domnul Turban Florin, din cadrul detașamentului Caracal, 1934 de intervenții. Domnul pitonier ajutant Domn Greninel Gabriel, din cadrul Gărzii Vișina, 1015 intervenții. SMURD avea în 2009, când a devenit operațional, doar 2 echipaje. Acum se lucrează cu 7 echipaje. Acestea intervin anual la 1000 de intervenții în tot județul.